ați devenit rector, nici nu ați devenit bine rector și a început pandemia. Dar aș vrea să vă întreb, iată, alături de comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova, ce obiective v-ați propus dumneavoastră, domnule profesor, dumneavoastră, colegii dumneavoastră, domnule Igor Șarov, cu toate că, iată, lumea e în plină schimbare, e greu de anticipat ce se întâmplă peste 3 luni, peste 6 luni, lucrurile sunt într-o mișcare continuă și vedem inclusiv la nivel global, pentru că mi-aș dori să abordez cu dumneavoastră în calitate de istoric, e o perioadă sensibilă pentru această regiune a Europei. Așadar, ce și-a propus domnul profesor Igor Șarov în momentul în care, iată, a ajuns la conducerea importantei universități? Desigur, printre primele obiective trasate se numără și cele legate de soluționarea întrebărilor privind contrabalansarea corectă a forțelor și a priorităților. Colegii mei știu că eu sunt împotriva strategiilor sterile. Noi putem să scriem mii de strategii. Spuneam că în Republica Moldova astăzi există la nivel guvernamental 250 de strategii, dar adesea îmi dădeam întrebările, fiind în funcția de ministru, câți din colegii înclină spre aceste strategii și vedem în ce măsură ele corespund posibilităților noastre financiare, a celor umane. În cazul Universității de Stat din Moldova, decizia mea de a veni în funcție de rector se baza pe cunoașterea realităților de această instituție. Am devenit student în anul 1984 a facultății de istoric, un concurs de 10 oameni pe un loc, dar după primul examen pe centrală medaliștii se aplica la 26 de oameni. Universitatea cea mai veche, fundată în 1946, anul trecut am marcat cei 75 de ani de la formarea Universității de Stat din Moldova, universitatea care este prima în ratingurile internaționale. De altfel, decizia de a veni în funcție director a fost o decizie în care mi-am asumat-o și înțelegând responsabilitățile. De ce? Suntem într-o perioadă complicată, exact ca în România și în întreaga lume, este o luptă a universităților pentru studenți. Nu mai timp să folosesc acest termen, care adesea întrece măsura bunului simț. Discut adesea cu colegii mei din România, cu rectorii universităților cu care am o colaborare foarte bună, mai voi referi ulterior și despre proiectele care le avem la nivel de universități, dar să revin la întrebarea legată de asta. În cazul sistemului educațional din Republica Moldova, situația este una a învățământului superior, este una foarte și foarte complicată. Numai în perioada anilor 2010-2021 avem o descreștere de studenți, mai precis din 2007. Până în 2021, o descreștere de la 132.000 de studenți până la 56.000. În perioada 2015, până în prezent, avem o scădere de la 92.000 la 56.000 în ultimii 6 ani și acest trend urmează și în continuare. Conform diferitor studii care au fost efectuate în Republica Moldova, avem studii de Banci Mondiale, în Fundație Friedrich Ebert Stiftung, Centrului de Implementare a Reformelor prin Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2018-2019, un studiu al Fondului Monetar Internațional realizat în grup de experți în perioada februarie-noiembrie 2018, în care, în bază la mai mulți indicatori, a fost făcută o analiză, așa numită prognoză, către anul 2030. Mă scuzați, aici pentru a fi mai explicit și a da un tablou general asupra situației în învățământ superior din Republica Moldova, astăzi, la moment, avem Universitatea de Stat cu un număr de 10.300 de studenți. Universitatea Tehnică a Moldovei în jur de 9.000 de studenți, Universitatea de Medicină în jur de 6.000 de studenți, acestea sunt cele mai mari universități din Republică. În același timp, numărul de universități publice atrag atenția acest moment, în condiții de descreștere a numărului de studenți, a rămas până în 2020 același, 18 studenți. În vara anului 2020, în mandatul meu de ministru, am pus bazele unei reforme în învățământul superior, care avea trei piloni. Primul, aplicarea noii metodologii de finanțare per student. Cea de-a doua, comasarea a două instituții superioare cu Universitatea de Stat din Moldova și
Academia de Administrare Publică. Acestea au fost Institutul de Relații Internaționale și Academia Dumitrie Cantemir. Astfel, la moment, avem 16 universități publice. Dar oricum, cifrele nu ne vorbesc de la sine. Numărul a universităților publice este încă unul mare și o recunosc toți experții. Cu atât mai mult că datele care ne sunt furnizate către 2030, există riscul să ajungem la 18.000 de studenți. Și acestea ne vorbesc despre faptul că reforma învățământului superior este una inevitabilă. Ea trebuie să fie continuată, pentru că statul nu va putea niciodată acorda o atenție sporită învățământului superior, mărind bugetele. O eficientizare a acestora este una practic inevitabilă. Cu atât mai mult că s-ar fi părut că în anul 2020 numărul de studenți pentru prima dată în ultimii 14 ani a crescut cu 4.000, dar aceasta se datorează doar faptului că nu au fost ținute examenele de bacalaureat și inclusiv o parte celor care erau restanțieri din anul trecut au primit automat nota. N-au plecat la studii în România și în Europa, fiind granițele închise. Deci unica șansă a Universității din Republica Moldova sunt studiile de calitate. Dar vreau să vă spun cu toată certitudinea. În Republica Moldova avem universități foarte bune și prin colaborare, în primul rând, cu universitățile din România, am putea să găsim diferite soluții. Spre exemplu, diplomele duble pe care le avem cu Universitatea din București, cu care avem o relație extraordinară, pentru o relație prietenească, pe care o am cu domnul rector Marian Preda, care mi-e foarte apropiat sufletul meu, este un manager extraordinar de bun și adesea ne telefonăm pentru a vorbi despre diferite subiecte legate de învățământul superior pe ambele maluri ale Prutului. Sunt sigur că această reformă trebuie să fie continuată, nu numai prin diplome duble, dar și prin alte posibilități pe care să le putem să le oferim. În afară de Universitatea din București, dacă ne referim la acest subiect, avem diplome duble cu Universitățile din Iași, Universitatea din Suceava. Vom extinde aceste posibilități în sensul în care, în afară de bursurile Erasmus, care sunt oferite pentru studenți și pentru mobilitățile pentru profesori, pentru a le oferi și posibilități de acest gen. Iată, 24 ianuarie 1859, unire. Cred că educația e cea mai importantă strategie, educația și cultura, astfel încât poate să sperăm granița, va rămâne doar cea naturală, doar Prutul și nimic altceva, domnule profesor. Aveți perfectă dreptate, fiindcă lecțiile istoriei trebuie să învățate. Așa, lecțiile istoriei de la 1859, să vorbim nu numai de evenimentul propriu zis din 24 ianuarie, de perioada imediat și a urmat a reformelor lui Alexandru Ion Cuza, una din principale fiind reforma educației. Ori evenimentul care a urmat din 1 decembrie 1918, Basarabia a avut o posibilitate să reîntregească și să reîntregească plenar în sistemul educațional, inclusiv din România, beneficiind din plin de posibilitățile care au fost oferite. Și aici cifrele vorbesc de la sine. La sfârșitul secolului XIX, Basarabia, în cadrul Imperiului Rusiei, ocupa unul din ultimele locuri, dacă nu ultimul loc, în ceea ce privește problemele legate de alfabetizare. Eu nu mai vorbesc de un amplu proces de deznaționalizare, de scoaterea limbii din școlile, din biserică și multiple alte acțiuni ale guvernului țarist în Basarabia. O perioadă de 22 de ani în care am putut din plin să beneficiem de un sistem al educației din România interbelică, cu toate carențele sau cu toate discuțiile care sunt duse între specialiști, între succesele sunt, nu pot să fie evidențiate. Și aici, când vorbim despre un nou pas a reformei la nivelul secolului 21, eu am fost adeptul întotdeauna a compatibilizării programelor de studii din România cu cele din Republica Moldova. Acești pași nu trebuie să fie făcuți artificial. La nivelul profesorilor, la nivelul studenților, a oamenilor de cultură din domeniul științei,
Legăturile au fost după 1991 tradiționale, ceea ce încerc în calitate de director, la nivel instituțional, să-i dăm o nouă dimensiune, într-o perioadă, repet, una foarte și foarte complicată, cu atât mai mult dacă vorbim despre studiile de calitate. În Goana, după studenți, adesea unele din instituții întrec măsura. În anul trecut, fiind numit în funcția director, în ziua de 16 martie 2020, de altfel, un concurs pe care l-am câștigat în 2021, mă scuzați, pe care l-am câștigat încă la sfârșitul anului 2020, numai Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a terminat timp de 3 luni numirea mea în funcție. Aceasta este o altă parte a monedei, este un studiu de caz pentru viitor în ceea ce privește autonomia universitară. Trebuie să așezăm noi rectorii instituției de învățământ la Consiliul Rectorilor și spunem pentru ce mă organizăm atunci alegeri, atunci când din voința cuiva, fie politică, fie din alte vari motive la care nu vreau să insist, să confirme sau să nu se infirme. Ori, în ce măsură, un ministru are dreptul să-ți permită sau nu-ți permită să mergi într-o deplasare, spre exemplu, în România, ori în Europa, dacă vorbim de autonomie reală universitară. Vedem un zâmbet pe fața dumneavoastră, domnul Țanu, exact același zâmbet îl vedeam și fața colegului și prietenului meu, Marian Prea, dacă mergeam într-o discuție, vorea domnului ministru, când ziceam că n-am învoirea de la minister. Păi zic, ce fel de învoire de la minister? Da, există, și dacă există aceste carențe, le trebuiesc excluse. Aceasta este într-o perioadă de timp care am putea să soluționăm și aceste probleme.